Studenții își încer Ministerul Educației publicarea tuturor tezelor de doctorat și pedepse pentru sustragerea, distrugerea sau comercializarea acestora. Reprezentanții Ligii Studenților din Iași susțin că acest proiect ar duce la o curățenie generală în toate instituțiile de învățământ, iar persoanele care au obținut titlul de doctor în mod fraudulos ar fi demise din funcție. De asemenea, sporurile de salarii ar fi returnate, iar unele școli doctorale ar fi desființate. Organizația cere incriminarea comercializării de lucrări științifice și introducerea unor sancțiuni administrative pentru instituțiile care pierd lucrări de doctorat și năsprirea regimului penal pentru sustragerea ori distrugerea lor. Studenții propun pedepsirea faptei cu închisoare de la 6 luni la 3 ani, similar infracțiunilor de fals. Astfel ar intra sub incidența legii penale nu doar vânzarea unor asemenea lucrări, dar și cumpărarea lor cu scopul de a frauda examenele de finalizare a studiilor.